Excelență, eleganță, rafinament și multă creativitate în industria turismului românesc. Sunt cele patru ingrediente care au stat la baza galei Destinația anului 2024, la care stațiunea Mamaia a luat premiu special pentru cea mai bună stațiune de pe litoral, distincție care a fost oferită de Mihai Bârsan, președintele Consiliului de Brand Turistic Național, fondator al competiției Destinația anului. Reprezentanții Organizației de Management al Destinației Mamaia Constanța au declarat că este o onoare și totodată un semn de recunoaștere pentru întreg efortul depus de la înființarea organizației și până în prezent. Iar premiul a fost înmânat chiar președintelui OMD Mamaia Constanța, George Mândilă. Evident că suntem bucuroși deoarece al doilea an consecutiv stațiunea Mamaia a fost premiată la competiția Destinația anului. Anul acesta am luat premiul pentru cea mai bună stațiune de pe litoral. La rândul nostru, noi am acordat premiile pentru stațiunile mici din țară care s-au înscris în competiție. Eu am fost prezent acolo și am oferit premiile 3, 2 și 1. Marele câștigător a fost localitatea Bran. Pentru noi este o confirmare a faptului că se muncește la OMD, se fac lucruri bune, stațiunea este pe trend pozitiv, numărul de turiști crește de la un an la altul, iar acest lucru se poate vedea la Direcția Județeană de Statistică, acolo unde sunt cifrele oficiale. Așadar, mergem înainte, încercăm să poziționăm Mamaia ca și o excelentă destinație pe timp de vară aici pe litoral și de ce nu de pe întreg litoralul Mării Negre. Gala Destinația anului 2024 de anul acesta, acolo unde a avut loc premierea celor mai iubite destinații, s-a desfășurat la Ateneul Român.